Salutare tuturor! După cum am spus în ultimul tutorial, astăzi vom face unboxing-ul mașinii de tuns JRL FF 2020C. Înainte de a începe unboxing-ul, am o știre pentru voi, în special pentru fanii mașinii de tuns Oster Fast Feed, printre care mă număr și eu. Anul acesta, în septembrie, îi vom tăia moțul, adică vom avea și varianta cordless pentru Oster Fast Feed. Dar astăzi nu suntem pentru asta aici, e o mică știre, pot spune că e oficială. Haideți să vedem ce ne prezintă JRL FF 2020. JRL FF 2020C vine cu un ambalaj cu un design frumos și bine conturat, compact și destul de dur. Până la urmă, scopul ambalajul este să transporte produsul în siguranță. Când mă uit la imaginea mașinii pe cutie, dacă i-aș astupa maneta, primul lucru care îmi vine în minte este Bevel. Bevel este o companie americană, mai exact din New York, care în urmă cu 4-5 ani au scos un trimmer care are arăta exact la fel. Asta mă duce cu gândul că cei de la JRL au furat designul celor de la Bevel. Nu știu dacă are importanță prea mare pentru mine, atâta timp cât produsul de la JRL este un produs bun. Haideți să vedem ce specificații avem pe cutie. Voi începe cu voltajul. Cei de la JRL ne spun că se poate încărca și la 110V și la 240V, indiferent că sunt 50-60Hz. Pentru cei care nu știu, la prizele americane curentul este 110V și 60Hz, iar în Europa este 220 și 50Hz. Deci pentru a încărca această mașină nu ai nevoie de transformator sau invertor. Puterea mașinii este de 6,5V. Timpul de încărcare este de 3 ore. Timpul de utilizare 4 ore. Tipul motorului rotativ. Mașina are două trepte de viteză. Viteza 1, care dezvoltă 6000 de rotații pe minut, iar viteza mai mare, viteza 2, care dezvoltă 7200 de rotații pe minut. Deschiderea lamei începe de la 0,5 mm până la 3,5 mm. În comparație cu mașinile de la Wall, mașinile Wall deschid de la 0,5 mm la 2,75. Deci cei care sunteți utilizatori de mașini Wall, o să aveți o mică dificultate când veți folosi această mașină în tunsoare. Asta n-ar fi o problemă, deoarece te poți obișnui cu deschiderea lamei. Mașina mai vine cu 10 grătare sau înălțătoare, cum doriți să le spun, să le numiți. Ele încep de la 0,5, adică 1,5 mm, numărul 1, 3 mm, 1,5, 4,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. La specificații, cei de la JRL ne spun că au tehnologia care țin cuțitele reci. Bateria este litium-ion, 4 ore de utilizare, 3 ore de încărcare. Levierul mașinii are 5 trepte cu click,
care blochează fiecare treaptă. Cuțitele. Cuțitul fix este dintr-un oțel de înaltă calitate, iar cel mobil este un cuțit din titan. Viteza maximă a motorului este de 7000 de rotații pe minut. Ne spun că motorul este foarte silențios, iar kitul mai conține o șurubelniță, o periuță pentru curățat, o sticluță cu ulei, grătarele, bineînțeles, încărcătorul și o cheie pentru reglarea lamelor. Mașina are un afișaj electronic unde îți va arăta orele, autonomia bateriei în ore și minute. Se mai aprinde un beculeț în momentul când îți va cere ulei. Dedesubt mai are un beculeț care se va aprinde, care te va anunța de fapt când trebuie încărcată mașina. Haideți să desfacem și cutia și să vedem ce este înăuntru. Instrucțiunile, bineînțeles, și specificațiile, vă sfătuiesc să le citiți la toate mașinile de tuns, deoarece producătorul nu le pune doar ca să le pună. Știu că majoritatea frizerilor le aruncă la gunoi. Și am ajuns la mașina de tuns. Putea spune un design de fițe. Mașina este din plastic. În partea din spate are un plastic lucios, chiar foarte lucios, iar în partea de top este un plastic mat și nu foarte alunecos. În schimb, partea din spate este un magnet de amprente. După cum vedeți, iar lumina reflectă foarte puternic din acest plastic. Și n-aș putea spune că este un plastic foarte calitativ. În comparație cu trimmerul de la Bevel, acel trimmer era ca o bucată de metal și nu mă refer la greutate, ci ca duritate. Dacă îl scăpai pe jos, cu siguranță nu pățea nimic. În schimb, mașina de la JRL, nu sunt sigur că va supraviețui acest plastic la o cădere. În schimb, o mașină de fițe arată foarte bine. Levierul este din plastic. Sper să aibă anduranță în timp. Mi-ar fi plăcut să fie de aluminiu, dar nu este. Cei de la JRL ne spun că în acest LED este aprins full, alb, mașina e încărcată complet. Când autonomia bateriei este la jumate, ne va apărea roșu, iar când bateria va fi aproape descărcată, acel roșu
va pâlpâi. Aici ni se afișează autonomia bateriei, adică 4 ore. Dedesubt este acel LED care te anunță când trebuie să-i pui ulei și când trebuie să o încarci. Aceasta este treapta 1 de viteză și treapta 2. Eu personal nu cred că o să o folosesc vreodată la treapta 1 de viteză. Am discutat cu 3 frizeri diferiți din America care folosesc această mașină și mi-au spus că cele 4 ore de autonomie a bateriei sunt calculate la viteza 1. Iar la viteza 2, fiecare mi-au dat alți timpi. Unul mi-a spus 2 ore jumate, altul 3 ore și cel de-al treilea 3 ore și un sfert. Așa că vom vedea pe pielea noastră mai exact ce autonomie va avea mașina. Ce mi se pare foarte interesant și n-am văzut la nicio companie până în momentul de față, sper că se vede pe video, fiecare dinte în parte al lamei fixe are niște canale, iar cei de la GRL spun că acele canale ajută la ventilarea lamei, adică să le țină reci. Ca o comparație, cum sunt discurile de frână la mașinile de viteză. Au niște găuri pentru a ventila discurile. Cam așa arată mașina de la GRL FF 2020C. O voi pune deoparte și voi deschide cutia. Exact cum ne-a arătat și pe ambalaj, în cutie avem o șurubelniță, foarte frumos din partea lor, că s-au gândit să pună o șurubelniță, un ulei, o perie pentru curățat lamele și cheița pentru reglajul lamelor. Se bagă între cele două lame, se slăbesc cele două șuruburi, șurubelnița este și magnetică și se poate face reglaj. Nu cred că o voi folosi, este bine venit. Grătarele se par foarte premium. Și nu mi se pare că stau foarte bine pe mașină. Mă gândesc că după un timp de utilizare vor sări foarte ușor de pe mașină. Eu personal nu le pot folosi. Se potrivesc grătarele de la Wall Premium. Zero gap și nu atinge îngrătare. Asta este un lucru.
Acesta a fost unboxing-ul mașinii de tuns de la JRL 2020. O voi proba în timp și voi reveni cu un review.